Cine crezi că se uită în oameni? Partea noastră spirituală. Da, partea noastră spirituală poate uite ceea ce este dincolo de oglindă. Eu acum văd reflexia, dar dincolo de oglindă este ceva care nu se vede, aparental. Imanentul este cel care se uită dincolo de oglindă. Și acum voi porni de la ceea ce Dragoș mi-a sugerat trecută foarte inspirat. Un verset, care de fapt sunt mai multe versete, din Corinteni, în capitolul 13. Versetul 10 este acesta. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Când va veni ceea ce este desăvârșit prin oglindă, ceea ce este aici, în lumea fizică, se va desființa. Adică va fi absolut irelevant. Nu va mai exista, dar va fi la cuzești. Versetul următor. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, cum am bărbat, am lepădat cele copilărești. Din nou, ceea ce este în această lume a realității cotidiene dispare. Pentru că este mult mai important. Și în versetul 12, căci vedem acum ca prin oglindă în întuneric, iar atunci față către față, cu alte cuvinte, acum nu sunt față în față. Deși văd la reflexia. Nu pot să văd dincolo față în față. Dar atunci vom putea să vedem față în față. Ceea ce voi cunoaște acum doar în parte, atunci voi cunoaște pe zăpii. Asta spun. Iar în versetul 13, ca să înțelegeți că, de fapt, cifra 13 nu e ceva negativ în sine, spune și de ce. Ce care este ingredientul care poate face această transformare, această naștere din nou de care vorbeam. Este vorba despre dragoste. Asta este cea mai puternică. Dacă lipsește dragostea, nu poți să întâlnești niciodată ceea ce este dincolo de oglindă. Și din nou, pornind de la ce am discutat până acum, vom reciti poezia lui Ion Barbu, Jocul Secund, da? Pentru a înțelege, de fapt, că el prezintă jocul adevărului în paralel cu jocul iluziei, da? Poate cum te prezintă triumful spiritualului asupra senzorialului. Din ceas de dus, din stat, stabilește unde ne aflăm și de unde, din ce perspectivă privim jocul. Pentru că este din ceas, adică din timp. Nu este în timp. Ceea ce este dincolo de oglindă e în afară timpului. Da? Lumea spirituală, Dumnezeu, e în afară timpului. Deci noi privim jocul. De dus, adâncul acestei calme creste. Din start cu primul verset, în vers, avem ambele lumi. Adâncul și calma creastă. Calma creastă și adâncul care este dincolo. Care este cel de dus. El nu poate fi observat, poate fi doar de dus. Intrată prin oglindă în întuit azur. Cine este intrat-o? Calma creastă, care este aici. Este cea care se reflectă și intrată în oglindă. Asta, oglindă, de fapt, este butunga mică de care s-au împiedicat toți criticii când a fost vorba de arta poetică la Ion Barbu. Apropo, această artă poetică pe care o discutăm acum a fost foarte bine definită de Corinteni, capitolul 13, pe care am zis mai devreme. Eu bănuiesc că el era creștin cu adevărat. Dar nu am cum să verific, nu l-am studiat în amănunt. Și spuneam că această oglindă este acea piatră de care s-au împiedicat toți criticii, pentru că au uitat esența. Că aparențele înșoară. Trăind în mâncare cireții la veste. În primul rând, cel care ta este adâncul, da? Cireții la veste este lumea senzorială și, practic, spune că ceea ce controlează este ce se află în spate. În grupurile ape, apa fiind maleabilă, de fapt, este lumea aceasta fizică, este ceva foarte ușor de controlat dacă înțelegi, de fapt, ce se află în spate, acest joc mai pur. Nadir la timp. Știi ce înseamnă nadir? Această afirmație, aici avem pământul, aici este zenitul și aici este nadirul. Definiția pe care o găsiți pe Wikimedia e mai mult confuză decât. Nadir latent înseamnă adâncul, latent, al crestei. Asta înseamnă nadir latent. Ceva care stă acolo, nu este nimic nou. Jocul pe care îl propune Ion Barbu este ceva vechi, care va fi etern, care
De fapt, prezintă același joc. Pentru că jocul este jocul secund. Și este unul singur, că de acolo se creează scena. Poetul ridică în sumarea, înseamnă că ridică vărul de pe oglindă? Nu. Pune vărul peste oglindă, ca să nu mai vedea reflexia și să vedem dincolo de ea. Asta înseamnă că ridică în sumarea. Din hartă de spirat, deci în zbor invers le pierzi, pentru că noi suntem în cădere liberă, în momentul de față, societatea se află. Suntem într-o era a decepției din punct de vedere spiritual. Și zborul invers, de fapt, asta reprezintă. Și, bineînțeles, invers și din perspectiva reflexiei, nu opusă, da? Aici, de fapt, intrăm într-un formal pentru a ne... ultima parte din strofa ta ne prezintă veșmântul acestui adânc. De harfele sfilate ce în zbor invers de pierzi și cântec și obiecte ascuns cu unul mai mare, meduzele cum plimbă sub clopotele verzi, ascuns cu unul mai mare, din nou o dihotomie care de fapt ne spune că este ascuns la vedere, pentru că marea este transparentă, se poate de limpede. Bun, eu o să vă dau două exemple acum de cum am putea să privim acest joc secund în lumea reală. Un exemplu de cineva care se uită la un film foarte ocultat, gen The Shining, dacă l-ați văzut. Dacă te uiți la un astfel de film și înțelegi, de fapt, mesajul ocult pe care o să-l transmite Kubrick legat de aserenizare, atunci, de fapt, ai prins o fărâmă din jocul secund. Ce s-a aflat în spate. La fel și cu versetele biblice, care m-au inspirat pe mine și pe care le recomand și vom discuta mai mult. Ce înseamnă? Contradicții aparentale în anumite versete din Biblie, care îți dau impresia că se contrazice, dar de fapt, contextual poți să le explici până la urmă, deci se și nască atâtea diferite denominații. Dar, dacă privești, dai un zoom out și privești în ansamblu, vei descoperi că, de fapt, nu este nicio contradicție, pentru că jocul secund din spate este același și pentru contradicția și pentru cealaltă. Deci, asta este concluzia pe care am vrut să o trag, că pentru a înțelege, trebuie să primim imaginea în ansamblu și să înțelegem că, de fapt, jocul din spate, acest joc secund, controlează în jocul prim în care ne aflăm. Știți cine este personală? Ion Barbu. Este un matematician pe nume Dan Barbilian. Acesta este jocul prim al său. Cunoscut de asemenea și sub pseudonimul de Ion Barbu ca poet. Îi putem spune că și-a adus în viața personală, inclusiv arta poetică. Puteți să-mi spuneți ce ar însemna, ce ar simboliza, să avem o înțelegere de suprafață a jocului secund? Luând, pe exemplu, modelul din Biblie al bărbatului care a lăsat copilăriile în urmă. Ce ar simboliza acest lucru? Un model de suprafață, adică ceea ce se vede, practic, nu exact. Ce este în subtilitate. E un fel de maturizare. Și aceste exemple de suprafață, luate în context, sunt foarte utile. Nu se că le-am la noi. Dar înțelegerea profundă spirituală este cea a jocului secund. Care știm că este dincolo și se află în spatele oglinzii, da? Deci, cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă mai în lumea spirituală creează lumea fizică. Cu alte cuvinte, am putea spune că, de fapt, ar trebui inversat pe cele două care au luminat, pentru că jocul prim este, de fapt, jocul secund. Ăla se întâmplă mai întâi. Haideți să ne uităm dintr-o altă perspectivă la oglindă și să vedem ce este oglindă. Cerul de sticlă. Aduceți aminte versetul din Iov? Poți să întinzi la fel cu el vârtitura cerului, care e tare, ca o oglindă turnată din sticlă. Deci este Iov, 37:18. Nu cred că este un accident. La profesia de bază a lui Ion Barbu era de matematician. Pentru că dacă împărțim cifrele astea, obținem 666. Dacă le adunăm, obținem 55,
Iar dacă le împărțim, obținem 2.0555. Asta e doar un exemplu nostru, ca să vă faceți o idee de ce m-au apucat vieți, pentru că asta m-a atras pe mine. Ce descrie, de fapt, eu aici, este sticla prin care ne privește Dumnezeu. Acest domn de sticlă, dincolo de care se află apă, de fapt, ceea ce explică foarte bine și de ce cerul este albastru când este semn. Și acum, haideți să vedem de ce am spus eu că este foarte important să înțelegem versetele biblice care aparent se contrazic. Și să dau câteva exemple. Ion 8:15. Voi judecați după trup, eu nu judec pe nimeni. Iisus vorbește. Apoi, în Ioan 9:39 se contrazice. Și a zis, spre judecată am venit în lumea aceasta. Că cei care spun că văd, să nu mai vadă, și cei care nu văd, să vadă, dincolo de mine. O altă contradicere este, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Într-un alt capitol, cel ce este la Dumnezeu, acesta l-a văzut pe Tatăl. Pe el l-a văzut, ori nu l-a văzut. Și o altă contradicție interesantă este, în același capitol, în Exod, la 9 versete distanță. Domnul însă doia cu Moise față în față. Fața mea însă nu o vei putea să vezi, că nu se poate vedea omul. Nu poate să mă vadă față în față și să trăiască. Nu cred că se explică aceste contradiceri. Privind prin perspectiva locului secund. Vezi că e titlul. Titlul pagină. Omul liber. În engleză, negația se folosește altfel și de aia eu cred că limba engleză este, de fapt, am putea spune limba jocului secund. Pentru că când neci, spui no man. Și nu se mai neagă, de fapt, expresia. Când spun acolo, de exemplu, eu nu judec pe nimeni, I judge no man. Dar nu există dublă negație. Exact. Cel pe care îl judec că este judec pe acela care este nimeni. Cu altfel, cine devine nimeni, se golește de ego și tot ce vede în lumea asta și falsurile astea și lasă pe Dumnezeu să lucreze prin el, pe ăla își judece. Ăla este al meu. Asta spune, de fapt, Dumnezeu aici. Și asta este explicația jocului secund din spatele acestor contradicții, care, de fapt, nu sunt contradicții. La fel se pot rezolva orice alte contradicții aparentate care apar în Biblie și de asta îmi place mie de mult să studiez, pentru că jocul spiritual, acest joc secund, care de fapt e primul, cum am spus, este absolut fascinant. Vă mulțumesc!